Sănătatea cere atenție, este foarte important să știm cum să ne menținem în stare bună și cât mai mult timp. Din păcate, foarte mulți oameni își amintesc că trebuie să facă ceva pentru sănătatea lor, abia atunci când sunt nevoiți să meargă la medic. Cei care nu sunt mulțumiți de siluetă, care au mai multe kilograme în plus, nu trebuie să se abțină de la mâncare sau să urmeze diete drastice. Organismul are nevoie de o alimentație echilibrată pentru a funcționa normal și de aceea nu trebuie să fie lipsit de anumiți nutrienți necesari acestuia. Înfometarea poate înrăutăți o suferință deoarece are o reacție stresantă asupra organismului. Pentru a dobândi greutatea normală, este nevoie de răbdare, de alegerea unei diete corecte cu ajutorul unui nutriționist și de a urma un program de exerciții fizice care să fie benefice asupra organismului. Mersul rapid, în aer liber sau alergarea sunt recomandate oricărei persoane care vrea să se mențină în formă bună. O activitate sportivă se poate face din copilărie, dar nu este târziu nici dacă începi de la o vârstă nu chiar tânără. Există exerciții fizice și pentru cei care au inima neantrenată, dar pentru a nu avea niciun dubiu, este indicat să se ceară sfatul unui medic, deoarece acesta va ști ce se potrivește unei persoane potrivit stării ei de sănătate. Cei care duc o viață sedentară sunt oarecum sceptici în legătură cu faptul că vor reuși să facă frecvent sport, deoarece factorul ideologic stă la baza stărilor. Ei consideră că nu merită să facă un astfel de efort și schimbarea pentru câțiva ani de viață în plus. Un lucru e cert, corpul are nevoie de mișcare și deci pentru a ne păstra sănătatea trebuie să facem sport. Mulți oameni sunt comozi, leneși, nu au chef de a găsi sau de a aplica metode care să-i ajute să lupte cu bătrânețea și trăiesc așa. Se lamentează, au păreri preconcepute și sunt neîncrezători în recomandările unor specialiști legate de eliminarea emoțiilor negative a factorilor care predispun la boli și suferințe. Pentru a ne păstra sănătatea, trebuie să avem o alimentație echilibrată, să facem destul de des exerciții fizice elementare sau de înviorare dimineața sau să ne păstrăm igiena, ca un exemplu, cel puțin să respectăm spălatul mâinilor înainte de fiecare masă. Un alt aspect care arată că ai grijă de tine este odihna. Somnul este un mod de odihnă și trebuie respectat pentru a-ți menține starea de sănătate, deoarece restabilește rezervele energetice ale organismului și mai ales ale sistemului nervos. Somnul are efect calmant și tămăduitor, este foarte important pentru păstrarea sănătății și a frumuseții. Fiecare om trebuie să aibă un program de somn, un ritm individual de activitate, dar să nu facă schimbări bruște sau să ducă un mod de viață neorganizat. Dereglările somnului pot duce la supraancordarea sistemului nervos și la luarea unor decizii pripite. Apare tentația de a consuma mai multă cafea, de a fuma excesiv, ori de a bea sau de a lua somnifere pentru a scăpa de insomnie. Dacă nu se respectă un program de activitate, de odihnă și nu se duce un stil de viață echilibrat, crește riscul de slăbire a sistemului imunitar și de îmbolnăvirea organismului. Un calmant foarte bun asupra omului este aerul curat. De aceea, când ești stresat sau nervos, este bine să faci o plimbare de 15 sau 30 de minute pe o stradă liniștită și să lași pe cât posibil toate grijile deoparte. Relatează sfatul medicului.ro.